Bună ziua! Sunteți gata, da? Bună ziua tuturor! Organizăm această conferință de presă ca urmare a multiplelor sesizări din partea pacienților care suferă de diabet zahărat și care din cauza schemelor și a intereselor din domeniu sunt puși în situația să administreze insulină expirată, să treacă la alt tip de insulină decât cel cu care erau obișnuiți, sau să caute singuri insulina de care au nevoie în afara sistemului medical. În Republica Moldova sunt 120.000 de persoane care suferă de diabet zahărat, dintre care 18.000 sunt tratați cu insulină și calitatea vieții cărora este afectată direct de interesele financiare care domină acest sistem. Un sistem care, în loc să pună accent pe interesele pacienților, urmărește îmbogățirea factorilor de decizie, conectați la tot ceea ce înseamnă aprovizionarea cu insulină și dispozitive medicale pentru diabetici. Oamenii suferă, sănătatea lor fiind pusă în pericol din cauza gestionării proaste a procesului de achiziții publice la toate etapele. Voi da citire doar câtorva mesaje divenite din partea pacienților în ultimele câțiva zile, care ilustrează ce se întâmplă în sistem cu adevărat. Bună ziua, am așa o întrebare. Astăzi am fost la Policlinica Buiucani după insulină și mi-au spus că nouă rapid nu mai este și nici nu va mai fi. Mi-au zis ca medicul să-mi dea altă rețetă cu alt tip de insulină. Deci fără o indicație medicală clară, pacientului îi propune să treacă la alt tip de preparat, pentru că ceea cu ce a fost el obișnuit nu mai este în stoc. Un alt mesaj. Mie azi îmi dădeau Novarapid, cu terminul până în iunie, ci că se epuizează stocul și nu se știe când o să fie cu termenul mai mare. Am refuzat. Aduc aminte că insulina în baza rețetelor se eliberează pe 3 luni de zile. Deci doamnei, farmacista, îi propunea să ia insulină și să-și o administreze inclusiv după expirarea termenului de valabilitate. Un alt mesaj. Din Găgăuzia, Vulcănești. Bună ziua! Eu am insulină ce este cu termen mai 2021. Mi-a spus farmacista că a fost informată că mai este valabil încă 3 luni după expirare și o pot folosi. Bună ziua! Nouă la fel, copil de 5 ani. Mi-au zis să o folosim încă 2 luni, chiar dacă a expirat. Dar nu aș dori să fac experiență pe copil de 5 ani. Ce fac în această situație? Pacienții sunt puși în situația să folosească insulină expirată pentru că din cauza schemelor și a intereselor și din lipsă de dorință și capacități de a estima necesitățile reale de insulină, se cumpără mai mult decât este nevoie. Ceea ce duce pe deoparte la irosirea banilor publici, insulina adesori ajungând pur și simplu să fie îngropată, și la situația când pe de altă parte oamenii primesc insulină expirată pentru că într-o ultimă încercare de a reduce stocurile, li se dă inclusiv insulină, pe perioada când deja termenul o să fie expirat. Cel mai elocvent exemplu la tot ceea ce înseamnă scheme și gestionare proastă a situației cu aprovizionarea cu insulină este cazul de rezonanță cu insulina Stream. În cadrul licitației din 2018, desfășurat pe timp Silviei Radu, s-a achiziționat insulină în valoare de 28 de milioane de lei. În martie 2021, deci 2-3 luni în urmă, termenul de valabilitate pentru această insulină a expirat. Din tot ce s-a procurat, ținând cont de ultima informație disponibilă privind rata de adoptare, utilizarea insulinii, nu s-a folosit mai mult de 50%. Deci vorbim de circa 14 milioane de lei, care au fost pur și simplu aruncați în vânt. Insulina s-a procurat, dar n-a fost într-un final folosit. Dosarele penale care au fost deschise pe acest caz așa și trenează din 2019, fără niciun rezultat și nimeni așa și nu este tras încă la răspundere. Însă situația cu Stream-ul nu este unica, pentru că există o problemă sistemică de ani de zile care așa și nu se rezolvă când vine vorba de estimarea necesităților reale a insulinii care ar trebui să fie procurat. Statul pierde bani în favoarea companiilor farmaceutice, apropiat factorilor de decizii care sunt bine reprezentate, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova. În absența unui sistem de evidență a stocurilor și fără un registru centralizat al pacienților,
Erorile de estimare a necesităților au loc cu regularitate în cadrul fiecărei licitații publice. Situația la zi descrisă în mesajele pacienților, cele pe care le-am citit anterior, se produce în contextul achiziției din 2019, de Novorapid și Humalog. Și atunci, ca și în cazul Strimului, ca și ulterior, s-a procurat prea mult, iar acea insulină expiră la data din 1 iunie 2021 și ceilalți sistem noi la moment este o încercare pe ultima sută de metri de a împinge această insulină pacienților chiar în condițiile în care ea expiră. Conform datelor oferite de către Centrul pentru Achiziții Publice în Sănătate, stocurile de aceste două tipuri de insulină în februarie 2021, deci cu câteva luni înainte de expirare, constituiau 600.000 de lei. Ținând cont de viteza de utilizare, cât de mult pe lună, în mediu, se folosește, se solicită, cel mai probabil statul pierde cel puțin 300.000 de lei doar din contul acestor două tipuri de insulină din acea achiziție din 2019. Sunt costurile nemijlocit a insulinii, cât și costurile pentru distrugerea acestea, pentru că statul inclusiv pe asta cheltuie bani, lichidarea stocurilor neutilizate. An de an, din cauza intereselor, a schemelor, a erorilor de planificare, îngropăm sute de mii și milioane de lei în pământ doar în contextul aprovizionării cu insulină. Imaginați-vă acum dimensiunea problemei la nivelul întregului sistem medical. Astea sunt sute de milioane de lei în fiecare an. În contextul mesajelor primite, solicităm Ministerului Sănătății să intervină de urgență și să asigure o bună gestionare a stocurilor, în așa fel încât să excludem situațiile care există la moment, când pacienților li se eliberează insulină cu termenul de valabilitate care va expira în momentul când urmează să o administreze. Totodată, sistemic, pentru a rezolva definitiv această problemă, la PAS ne angajăm ca după alegerile anticipate să depunem toate eforturile pentru a asigura trecerea de la sistemul de asigurare a diabeticilor cu insulină și dispozitive medicale prin compensare de la achiziții centralizate. Ceea ce se întâmplă în țările europene este că pacientul merge la farmacie și își ia insulina sau dispozitivul medical de care are nevoie, iar ulterior statul achită pentru acea insulină sau dispozitiv medical. La noi, în continuare, se merge pe o variantă când statul procură centralizat aceste produse, nu estimează corect care este necesitatea reală, nimeni nu este interesat, nici companiile farmaceutice, nici factorii de decizii se estimează corect această necesitate și ajungem în situația pe care am tot descris-o, când îngropăm efectiv bani în pământ. Deci ne angajăm să trecem la acest sistem din compensare care îți permite racordarea necesității reale la cheltuieli, ca să încetăm să pierdem bani publici inutil și să punem viața pacienților în pericol. Vreau să menționez că importanța alegerilor anticipate este majoră, nu doar în contextul necesității reformării bunăoarea sistemului judecătoresc, dar a combaterii schemelor și a intereselor obscure din toate domeniile, inclusiv din medicină. Acest parlament care pleacă a venit, de exemplu, o propunere la Ministerul Sănătății de a trece la compensarea dispozitivelor medicale pentru diabetici. Asta sunt testele, lanțetele. Un proiect bun, mult așteptat de către pacienți, care a fost blocat și în comisia de profil din care fac parte. Iar ulterior a fost modificat în prima lectură printr-un set de amendamente promovate de doamna Glavan. Anume în vederea de a frustra maximal orice efort de a deschide piața, de a reduce pierderile banilor publici, ținând cont de interesele pe care le au unii parlamentari din acest parlament care bine că pleacă în aceste domenii. De asta, miza legilor parlamentare este mult mai mare decât pur și simplu reforma sistemului judecătoresc sau lupta cu corupția mare.
Vorbim despre interese în fiecare ramură a vieții sociale din Republica Moldova, care trebuie stârpite și care trebuie diluptat și care trebuie învins. Dar asta poate fi făcut doar în condițiile când sunt 51 deputați și există o majoritate parlamentară care ia decizii în interesele cetățenilor, în interesele pacienților și nu reieșind din interesele de business pe care le lobează un deputat sau altul. În viitorul Parlament, cu maximă celeritate, cât mai rapid, vom depune toate eforturile pentru a trece la compensarea insulinii și a dispozitivelor medicale. Pentru că ceea ce se întâmplă în acest sistem de ani de zile se înceteze. Vă mulțumim! Mersi!